În ciuda promisiunilor talibanilor de pace și stabilitate, țara este în genunchi, iar oamenii sunt disperați. Un bărbat afgan care a rămas fără niciun venit a văzut ca singură soluție pentru salvarea familiei sale numeroase vânzarea fiicei celei mici. Conform Libertatea.ro, pe 15 august 2021, talibanii au intrat în capitala Afganistanului și și-au proclamat victoria. În aceeași zi, mii de cetățeni afgani au luat cu asalt aeroportul din Kabul, încercând să scape de insurgenții care au cucerit capitala și majoritatea teritoriului afgan, forțele guvernamentale predându-se fără luptă. A trecut un an de la acele scene, iar viața cetățenilor afgani parcă e și mai dificilă. Este probabil cel mai rău lucru pe care îl poți face copilului tău, ceva pur și simplu de neimaginat. Dar afganul de 38 de ani, care a rămas fără niciun venit, a văzut o singură soluție ca să salveze restul familiei sale numeroase. Tatăl și-a dat fiica în vârstă de 8 ani fratelui său, pentru echivalentul la 360 de dolari. Mi-am vândut fata cea mică pentru ca restul familiei să poată supraviețui, întărește părintele. Faptul că i-a vândut fetița unei rude îl liniștește. Sunt cazuri în care copiii au fost în credința străinilor și nimeni nu mai știe nimic despre ei. Când au condus ultima oară țara între 1996 și 2001, talibanii au impus legea Sharia, o interpretare strictă a legii islamice, adică femeile nu pot lucra, nu pot ieși din locuință fără să fie însoțite de un bărbat și trebuie să aibă tot timpul fața acoperită în public. De 3 ori am văzut femei bătute în piață, purtau pantaloni pe care talibanii au considerat prea strâmți, a declarat o tânără de 16 ani care a trebuit să renunțe la școală și să se lupte cu depresia. La universități, studentele sunt hărțuite de talibani care au introdus reguli de conduită și vestimentație. Majoritatea profesiilor sunt acum blocate pentru femei. Din cauza lipsei de oportunități educaționale și profesionale, există un număr tot mai mare de căsătorii forțate. Acesta este Afganistanul, la aproape un an după ce talibanii au preluat controlul asupra țării. Ei beneficiază de faptul că au petrecut luni întregi în afara reflectoarelor globale. Invazia Ucrainei a fost un cadou pentru talibani, atrăgând atenția lumii, în timp ce grupul își intensifica politicile extremiste, relatează Libertatea.ro.